Paolo, cu cine vorbesc, mâncați așa ochii tăi de dinamovist? E adevărat că eu cu domnul Mistru ne vedem doar pe la meciuri și cam atât, în particular, n-am avut... Am vorbit de tine, dragă Costel Orac, avem 2-0. Avem, domnule, am vorbit de Costel Orac mai devreme, domnule. Acum 5 minute vorbeam de tine. E posibil așa. Știi că te iubești, știi că am vorbit, știi că îmi drăznesc să spun că mi-ești prieten. Ce dracu, mă, băbacă ăștia cu mască, fără mască, să ghicezi după voce? Ba, dacă erați gagici, băi, ghiceam pe toate. Nu, Bungur nu știe că așa, de mod direct, noi am vorbit. Pe normal că ați vorbit. Bineînțeles că am vorbit, Costel. Cum să nu vorbim? Păcate, nu prea am vorbit așa. Păi da, asta este știu. Dacă n-am fost la femei și n-am fost la băut împreună, aia da, sunt de acord. N-ați fost împreună. Împreună. Dar am vorbit și când avea echipă și când... Dom'le, Costel, dragă Costel, dacă spun o treabă, sincer, când a început emisiunea, a zis de meciul cu Internaționale, cu Gorosei. Fără să știe, nu știa că o să vorbim la telefon. E un meci de referință al nostru și cred că... Au întregii suferi din Amovista. Doamne, cum era Costel Orac când se ducea pe mureaua aia de la Steaua? Costel Orac, ce care mai exista Steaua când juca Orac cu Țânțaru? Cu Țânțaru, da. Ce mai exista Steaua? Deci, și cu Oneață? Când ținea stigaua aia, stați puțin să-l vedeți pe Augustin, pe când îi punea Costelul în alui Oneață, dădea ăla de două ori așa, mai dădea una așa și era bun.